Dragi frați și surori, suntem din nou împreună cu fratele păstor Gabi Isaac și încercăm și în seara aceasta să ne uităm la o dezbatere. Deja am început suferințele Domnului, să vorbim în seara aceasta despre învierea Domnului și apoi arătările Domnului. Aș vrea să citesc un cuvânt ca și referință din Matei 28, de la versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze, înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și celelalte Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer și a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede, despuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Amin. Amin. Cred că învierea Domnului nostru Iisus Hristos este un eveniment unic, un eveniment marcat de fiind Imperiul Roman, care ei luau o notă la ceea ce se întâmpla, deci este ceva marcat, este ceva care a rămas în istorie, este ceva care a marcat oamenii de atunci. Avem și mărturia Evangheliei și importanța învierii Domnului nostru Iisus Hristos este covârșitoare pentru noi ca și biserică. Aș putea să spun că învierea Domnului nostru Iisus Hristos este ca și un stâlp al creștinătății. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos vorbește despre iertare, dar învierea Domnului nostru Iisus Hristos vorbește despre eternitate. Vorbește despre posibilitatea noastră ca și oameni, urmând pe Domnul, să ajungem la momentul învierii sau chiar al răpirii. Aș vrea să, cum am început și celelalte dăți, începem cu o întrebare care să vă adresez. Ce credeți? V-am auzit predicând la aceste sărbători despre argumente care vin să spună că Domnul n-a murit. Deci n-a putut să învie, că de fapt nu a murit. Deci asta ar fi una din primele teorii. Da. Cum putem să demontăm asta? Alții spun, a leșinat. A fost pus într-o grotă, acolo a fost răcoare și a revenit, a dat un număr la piatră, piatra s-a rostogolit și ar fi ieșit afară. Da. Iată că aici ne apare un înger care stă pe piatră, deci o desfășurare a evenimentelor care ne spune că într-adevăr nu a fost așa. Dar totuși sunt argumente care vor să nege lucrul ăsta, supranaturalul învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vor să nege chiar și faptul că a înviat. Și atunci încearcă oarecum să spună, nici n-a murit. Se grăbeau, l-au dat de pe gruce jos, nu murise. Era într-o moarte clinică. Nu era într-o moarte clinică, da. Și într-un leșin și a fost dus îngropat și și-a revenit, a ieșit afară și a fost bine, mersi. Mă bucur să mă pot adresa și în această seară tuturor celor ce urmăresc această producție a Bisericii Philadelphia, și anume emisiunea Unde ești, omule, și mai ales să discutăm despre piatra de temelie a credinței creștine.
am spus și cu ocazia sărbătorilor învierii din morți a Domnului Iisus Hristos, proclamăm în continuare acest măreț adevăr al învierii Domnului Iisus și trebuie să facem și în această seară, dacă tot discutăm de înviere și apoi în măsura timpului vom discuta și despre arătările Domnului sau poate vom discuta la o altă ediție a emisiunii noastre despre arătări, pentru că sunt foarte importante din moment ce sunt menționate pe paginile Sfintelor Scripturi. Deci spuneam că totul stă în picioare sau cade în funcție de acest adevăr. Dacă Iisus a înviat, atunci tot, absolut tot în ceea ce privește credința creștină stă în picioare, rezistă, este superioară oricărei alte religii. Dacă Iisus n-a înviat, atunci înseamnă că trăim de 2000 de ani cea mai mare dramă, noi creștinii, și trăim în cea mai mare minciună. Dar, frate Doru, dragii mei, vreau să proclam și în această seară, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. E viu în vecii vecilor. Amen. Și mă bucur să pot vorbi și în această zi de marți de învierea din morți a Domnului Iisus. Frate Doru, făceați afirmația și vreau să o întăresc afirmația aceasta. Da. Făceați afirmația legată de învierea Domnului este un stâlp al credinței creștine. Dacă ne uităm cu atenție în 1 Corinteni, în capitolul 15, acolo ni se prezintă cei doi stâlpi ai Evangheliei. Evanghelia este mesajul, vestea bună, care trebuie dus pretutindeni. Și cei doi stâlpi sunt aceștia, versetul 3 și versetul 4. Vă citesc de la versetul 1 până la versetul 4 inclusiv. Vă fac cunoscuți, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, deci nu există mântuire fără Evanghelie, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Și anume, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, spune Apostolul Pavel, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Cu alte cuvinte, Evanghelia, mesajul, vestea bună a mântuirii, are acești doi piloni. Hristos a murit și Hristos a înviat. Nu există Evanghelie doar cu un singur stâlp de susținere. Da. Pentru că învierea dă valoarea morții. Hristos a murit, toți oamenii mor. Dacă nu ar fi înviat, înseamnă că moartea lui Iisus Hristos ar fi fost moartea unui simplu om și niciun om nu poate răscumpăra din păcat și pierzare un alt om. Tocmai de aceea era nevoie de moartea Fiului lui Dumnezeu, dar întrebarea care se pune, de unde am eu certitudinea că pe crucea Golgotei murea Fiul lui Dumnezeu? Din înviere. Din înviere. Pentru că dacă n-ar fi înviat Iisus Hristos, n-ar fi demonstrat că de fapt este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este Hristos. Ei, tocmai de aceea lucrurile se leagă între ele și nu se poate una fără alta. Vedeți, și când actul cinei Domnului, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ori ca să vină e nevoie de înviere, înviere, înălțare și apoi revenire. Deci toate sunt strâns legate și Mântuitorul, ori de câte ori a vorbit, dacă nu greșesc, cred că sunt aproximativ 14 pasaje în care Domnul face referire cu privire la moartea sa. În Matei, în Marcu și așa mai departe, în Evangheliile sinoptice. Dar de fiecare dată, frate Doru, dragii noștri, de fiecare dată, lângă moarte, Domnul pune și învierea. Deci el nu vine și spune, fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor, iau acum, deși a vorbit și de preoți, de cărturari, de învățați și așa mai departe, mâinile norodului. Deci fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor, va fi omorât, dar nu pune punct acolo. Întotdeauna face și mențiunea aceasta, precizarea aceasta, dar a treia zi va învia. Și asta este foarte important în toată ecuația aceasta. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos e mesajul Evangheliei și facem aici, ați umblat foarte mult în misiune. V-ați ocupat și vă ocupați în continuare de misiune în Myanmar, Cambodia, în Vietnam ați fost iarăși, în Noua Zeelandă ați fost implicat o perioadă. Și normal, un misionar trebuie să aibă și această pregătire transculturală. Ei, nici o religie. Mi se pare că unde mergeți e budismul
și hinduismul. Sau... Budism și hinduism. Da. Deci există o combinație. Mă gândesc că și islam. Și, sau mai puțin islam, probabil. Există în Maia Mare mai puțin islam și sunt chiar... persecutați, dacă putem să spunem, dacă putem să spunem lucrul ăsta, da. Sunt pur și simplu împinși peste graniță. Da, ce vreau să spun prin aceasta? Deci în nici o religie, toate religiile vorbesc de mântuire. Religie, relegare, latinescul, readucere într-o stare inițială, într-o stare de legătură cu divinitatea. Nici o religie nu vorbește de mântuitor. Toate vorbesc de mântuire. Da. Singura religie care vorbește de mântuitor, de persoană prin care omul accede în împărăția lui Dumnezeu și ajunge în prezența lui Dumnezeu este creștinismul. Vorbind despre misiune puțin, da. Un lucru care l-am observat, de exemplu, în Vietnam există un budism al unei bucurii aparente, deci oamenii zâmbesc, sunt efervescenți, așa. Pentru că au o anumită formă de budism, cred în reîncarnare, care este diferit de înviere. Înviere da. Înseamnă ai trăit o viață, ai murit și ai înviat la o nouă viață. În Cambodia, ei cred în foarte multe reîncarnări și de fiecare dată când te reîncarnezi, deci te regenerezi, funcție de cum ți-ai trăit viața, vei ajunge într-o formă mai superioară. Sau poate chiar inferioară. Sau inferioară. Sau inferioară, da. Sau inferioară. Asta spune, da. Și curios, în Cambodia am văzut, au o față acră, oamenii nu zâmbesc, sunt foarte posaci, chiar te repezesc uneori, pentru că ei spun, dragostea este un impediment, ca să te reîncarnezi într-o formă superioară. Și atunci trebuie eliminată și astfel, eliminând acest impediment, ajungi în sfârșit să ajungi într-o formă atât de superioară încât să nu te mai reîncarnezi. Ce vreau să spun în câteva cuvinte despre asta? Deci este o teorie atât de absurdă și nu poate fi dovedită de fapte. Și totuși, atât de mulți cred, atât de mulți urmează, sunt adepți, se lasă orbiți. Chiar vorbind cu unii dintre ei, spunea, noi știm, dar ce să facem? Este o altă șansă? Yeah. Și de aici se deschide discuția, de aici începe discuția. Despre creștinism și Iisus Hristos. Da, mă gândeam la ce ați spus, la faptul că tot în Corinteni 15, de la 12, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos nu a înviat. Aici ni se dă o certitudine a faptului că există o înviere a morților. Deci, indiferent cine ai fi, indiferent cine ne ascultă, indiferent cum îți trăiești viața, există un final al vieții? Și există o înviere, dar învierea poate să fie diferențiată de felul în care ai trăit? Timpul învierii iară e diferențiat. Timpul învierii este diferențiat. La prima înviere vor învia drepții, spunem noi. Da. Deci cei Ion care... în capitolul 5. Da. Adevărat vă spun că vine ceasul. Foarte interesant că Ion în capitolul 5, Domnul folosește de două ori expresia înviere. Dar odată zice, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, deci vorbea de un ceas al învierii, dar înviere spirituală, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a venit, când cei care ascultă cuvântul meu nu vor veni la judecată, ci vor trece din moarte la viață. Aici este vorba de învierea spirituală, nașterea din nou, transformarea prin Evanghelie, prin puterea Evangheliei. Dar tot în contextul acela, Ioan capitolul 5, vine și spune, adevărat vă spun, că vine ceasul, aici nu mai zice că a și venit, că nu venise încă, dar va veni ceasul. Vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului Omului și vor ieși afară din ele. Unii zice vor învia pentru viață și alții vor învia pentru judecată. Și permiteți aici o expresie care sună cam în felul următor. Unii vor învia la viață și pentru viață, iar alții vor învia pentru moarte.
să învii, să ai parte de judecata finală, ceea ce spune Apocalipsa, capitolul 20, de la tronul mare și alb din prezența lui Dumnezeu, și apoi, pentru că numele tău n-a fost găsit în cartea vieții și pentru că nu e scris acolo, nici n-ai avut parte de prima înviere, fericiți sfinți în cei care au parte de prima înviere, dar și asta e un subiect interesant, prima înviere, etapele primei învieri, Hristos este pârga și apoi la venirea Lui, cei care sunt ai Lui, dar fiecare la rândul cetei Lui, deci înseamnă că sunt cete de înviați care fac parte din întâia înviere, iar în Apocalipsa 20 ni se spune că după 1000 de ani va mai fi o înviere, da? Și aceștia vor avea parte de învierea aceea pentru judecată și pentru moarte veșnică, despărțirea pentru totdeauna de prezența lui Dumnezeu. Mă gândesc că la fel de absurd cum este ca să creadă cineva în mai multe regenerări, în reîncarnări, la fel de neadevărat și la fel de greșit este să creadă cineva că există doar o viață, o trăiești, s-a terminat, nu mai este nimic după. Eu văd asta, văd în gândirea asta un refugiu. Văd în gândirea asta un loc de ascunziș. Mă ascund în spatele asta, deci s-a terminat, nu mai este nimic și probabil chiar foarte mulți ar dori să fie lucrul ăsta. Apostolul Pavel tot în 1 Corinteni, în capitolul 15, spune: dacă nu există o înviere, da, și în mod deosebit aici se referea la învierea morților, pentru că, frate Doru, dragii noștri care ne urmăriți în emisiunea din această seară, unul din cele mai importante efecte ale învierii Domnului Iisus Hristos nu este doar efectul vis-a-vis de persoana sa, a Mântuitorului, certifică faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar învierea a deschis o cale largă și o certitudine, un drum larg și sigur în ceea ce privește învierea morților. Pentru că Hristos a înviat, Scriptura spune foarte clar, și noi vom învia. Adică cei care vor fi în moarte ar fi murit, vor avea parte de înviere, iar cei care vor fi în viață la venirea Domnului Iisus Hristos vor avea parte de transformare și apoi de răpire. Dar revin la ideea aceasta pe care o spune însuși Apostolul Pavel, legată de în contextul acesta al învierii apare. Spune, dacă nu există o înviere, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine murim. Și teoria aceasta materialistă, da, cred că este teoria care a cuprins pe cei mai mulți contemporani. Dar cred că asta este unul din sloganurile diabolice, diavolești. Mă aduc aminte când am venit în Australia, întotdeauna în România, limba engleză, americanii, cei care ne vizitau, veneau cu mesajul Evangheliei și întotdeauna am crezut că limba engleză este o limbă a credincioșilor, a oamenilor. Imaginam vestul, o țară, un loc unde oamenii sunt creștini, oamenii sunt veritabili. Și când am ajuns aici și am văzut că sunt atei, când am văzut că în limba engleză, care o veneram așa de mult la vremea respectivă, sunt oameni care nu cred, care neagă chiar existența, sunt atei sau chiar cu porniri socialiste sau comuniste, a fost un șoc pentru mine. A fost un șoc pentru mine. Credeam că lumea vestică este o oază a spiritualității, dar de fapt este tot pe pământ, da, tot unde sunt oameni. O inclinație spre materialism. Materialism. Da. Spuneam de tactica diavolului. În grădina Eden, Eva, în dialogul pe care îl are cu Satan, îi spune: hotărât lucru că vom muri. La care spune: da, de unde? Nu veți muri. Acum, tactica mai nouă, după învierea lui Hristos, este: hotărât lucru că nu veți învia. Da. Atunci, hotărât că nu veți muri, și au murit din punct de vedere spiritual și apoi a intrat și moartea fizică și suportăm consecințele și mai ales acum cu pandemia aceasta COVID-ului, vedem ceea ce se întâmplă în toată lumea. Mulțumim Domnului pentru ceea ce este în Australia, faptul că totuși trebuie să fim, frate Doru, recunoscători și noi ca păstori în această biserică, nimeni din comunitatea noastră nu a fost afectat, nu a fost slăvit să fie Domnul. Și zicem din toată inima, subscriu, slăvit să fie Domnul. Ne rugăm pentru cei care sunt afectați. Amin. În fiecare zi primim mesaje de
frați și surori pe care îi cunoaștem sau nu și ne rugăm ca Domnul să le dea vindecare. Amin. Deci asta este, e foarte important. Deci învierea din morți este mesajul principal pe care credința creștină îl transmite și îl va transmite și aceasta datorită învierii Domnului nostru Iisus Hristos din morți. Aș vrea să mai adaug ceva aici, rămânând la textul ăsta din 1 Corinteni 15. Cred că nicio religie nu are un pasaj ca și acesta în care să-ți dea suficiente să... Deci există atâta certitudine în învierea Domnului încât aici Pavel vine și spune e foarte simplu, creștinismul dispare în momentul în care se poate dovedi că Iisus nu a înviat. Și uitați ce spune aici. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propăduirea noastră este zadarnică, zero, și zadarnică este și credința voastră. Da. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu. Despre Dumnezeu, că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat. Dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos nu a înviat. Deci se dau toate argumentele. Deci tot creștinismul stă agățat. De adevărul acesta. Da, de coloana aceasta. Dacă coloana aceasta care suportă creștinismul dispare, nici nu se prăbușește, că nu mai are ce să prăbușească. Pentru că credința noastră este zadarnică, este zero. Dar continuă, uitați-vă, spune aici mai departe, zice, și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Vedeți? Pentru că învierea din morți îl acreditează pe Iisus ca fiind Mesia, adică cel care poate prin moarte să ierte păcatele. Dar dacă n-a înviat, înseamnă că e mort și înseamnă că voi sunteți mai departe în păcatele voastre. Înseamnă că noi am predicat o aberație. Da. Foarte interesant. Deci Apostolul Pavel are aici câteva argumente extraordinare pe care le prezintă, spune în felul următor, zice, și dacă n-a înviat Hristos, 1. Credința voastră este zadarnică, 2. Sunteți încă în păcatele voastre, 3. Și cei care au murit și au crezut în Hristos și în înviere sunt pierduți. Foarte interesant felul în care mesajul acesta se construiește, dar tot el vine și spune, dar acum Hristos a înviat. Da, pârna, da, începutul. Versetul 20. Da, și toți cei care mor vor învia după cum se moare în Adam. Eu am spus, cred, într-unul din mesajele pe care le-am ținut acum cu ocazia învierii din morți a Mântuitorului, că noi avem, când ne uităm în Scriptură, avem așa, avem versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, avem regula de aur, Matei capitolul 7, tot ceea ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și avem principiul de aur al Scripturii, Galateni 6. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Da. Astea toate sunt de aur. Da. Vorbind metafore, bineînțeles. Dar există un capitol de aur. Și dacă vorbesc de un capitol de aur, atunci capitolul de aur este 1 Corinteni capitolul 15. Esența credinței creștine stă în 1 Corinteni. Îi îndemn pe ascultătorii noștri. Suntem, e adevărat, noi am sărbătorit acum duminică, Duminica Tomii, având în vedere că această emisiune va fi difuzată marți. Frații noștri din România au sărbătorit Paștele în duminica aceasta, ei fiind cu o săptămână după noi, mergând după calendarul bisericilor răsăritene, noi am mers după calendarul bisericilor apusene. Dar nu e atât de important, că eu pot să vorbesc și de nașterea Domnului în această emisiune, pentru că sunt evenimente care au avut loc și la care noi ne uităm, dar au altă rezonanță și altă greutate în momentul în care vorbim de ele, chiar în praznic, în sărbători. Dar le recomand, spuneam, celor care ne urmăresc, citiți-vă, rog frumos, 1 Corinteni, capitolul 15. Citiți-l cu atenție, uitați-vă, vă rog frumos, să vedeți cum desprinde din el esența credinței creștine și aici avem mesajul autentic al creștinismului. Mm. Cum înțelegeți pârga celor adormiți? Probabil mă gândesc, dacă ne urmăresc și tineri din biserică, probabil termenul în sine nu face neapărat sens. Pârga celor adormiți. Dacă aveți pârgă, e adevărat, e un termen arhaic. Dar un cuvânt arhaic care înseamnă unul mai vechi, ar fi primul.
Da. Aici am o altă problemă, frate Dor. Dacă tot ați ridicat o minge la fileu, okay, lăsați-mă acum și apoi doar în câteva cuvinte și facem o pauză muzicală. Da. Și apoi revenim și discutăm. Și se pare că vom discuta numai de învierea Domnului, lăsând arătările probabil pentru altă ediție, da, a emisiunii noastre. Cred că este un subiect foarte profund și adânc și important. Am aici, da, am aici un lucru la care am cugetat și anul acesta și de când am studiat așa scripturile, pentru că pârgă înseamnă primul, început. M-am uitat cu atenție în scriptură până la învierea din morți. În total, în scriptură, noi avem așa, 3 învieri în Vechiul Testament, da, 9 învieri în Noul Testament și plus învierea Domnului Hristos. Deci, în mod normal, scoatem învierea Mântuitorului, sunt alte 9 învieri. Da. Până la învierea din morți a Domnului Iisus au fost 7 învieri, 3 în Vechiul Testament și 4 învieri în Noul Testament. 2 au fost după aceea, după învierea Domnului, este vorba de învierea Tabitei, realizată de Apostolul Petru, și învierea lui Eutih, realizată de Apostolul Pavel. Da? Deci avem 7. De ce Scriptura afirmă că pârga sau primul înviat din morți este Iisus Hristos, când mai sunt alte 7 învieri înainte de Domnul Iisus Hristos? Răspunsul ar vrea să-l dăm după pauza muzicală, ca să îi ținem pe ascultătorii noștri și pe cei care ne urmăresc așa într-un suspans, să vadă oare ce vrem să spunem cu faptul acesta. Facem o pauză muzicală și revenim în discuție aici în studioul emisiunii Unde ești, omule? Cum în murdare
Da, deci revenim. Am încheiat discuția câteva minute în urmă și am ajuns la discuția de ce pârga celor adormiți când au mai fost și alte învieri. Pare o contradicție. Abia aștept și eu să aflu. Pare o contradicție. Haideți să ne uităm încă la câteva afirmații pe care le face Scriptura. Uitați aici. De exemplu, am să citesc din Fapte 26, versetul 23. Și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că... Fapte 26 cu 23. Da, bun. Deci Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi în înviere, iarăși pârga, după ce va fi cel dintâi în învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Și așa e, atâta bătălie a fost cu lumina asta acum. Deci, dar cine are pe Hristos are lumina și venită tot de la Ierusalim și lumina asta, și asta rămâne pentru totdeauna. Deci, lângă 1 Corinteni, capitolul 15, pârga, îl punem și versetul acesta sau pasajul acesta. Haideți să mai vă citesc încă un pasaj. Din Coloseni am să citesc acum. Din Coloseni, capitolul 1, versetul 18, Coloseni 1 cu 18, spune așa: El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. Iarăși, întâi. Unde-s celelalte șapte? Și mai încă un verset, ca să ne băgăm parcă tot mai tare în ceață, încă un verset, Apocalipsa 1 cu 5. Apocalipsa 1 cu 5 spune așa: și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Toate aceste pasaje pe care le-am prezentat, frate Doru, dragii noștri, și cel din Faptele Apostolilor 26, și 1 Corinteni, capitolul 15, și Coloseni, capitolul 1, și Apocalipsa, capitolul 1, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos cel întâi înviat. Și atunci, normal că intrăm în această confuzie, dar unde sunt celelalte șapte învieri? Și am curajul să afirm, înaintea dumneavoastră, că celelalte șapte n-au fost învieri reale, ci au fost reanimări biologice, readucere la viața biologică, și toți aceia care au fost înviați în felul acesta sau reanimați și readuși înapoi la viața biologică au murit din nou. Da. Adevărata înviere nu este aia. Asta este ideea care trebuie să ne anunțăm aici. Adevărata înviere este învierea lui Iisus Hristos. Și acum fac o afirmație curajoasă. Învierea Domnului Iisus Hristos nu este doar baza învierii morților, ci învierea din morți a Domnului Iisus Hristos este și model de înviere a morților. Modelul. Da. Deci, dacă noi, frate Doru, noi credem că vom fi răpiți, transformați și plecăm acasă, dar dacă Domnul îngăduie să trecem și prin moartea aceasta fizică, da? Nu este nicio problemă, avem promisiunea învierii, dar învierea noastră nu va fi nici ca învierea celor din Vechiul Testament, nu va fi nici ca învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei din Nain sau învierea lui Lazar. Nu, nici ca învierea Tabite, nici ca învierea lui Eutih, ci va fi o înviere identică. Trupul nostru va fi un trup identic cu trupul Domnului Iisus Hristos. Da. Pentru că, mai iertați-mă, și apoi vă las să continuați ideea pe care o aveți. Uitați-vă la acest transfer care se produce în neamul omenesc între noi, oamenii, și Domnul Hristos. La intrarea Lui în lumea noastră, noi i-am dat un trup ca al nostru. Da. Fără păcat. Fără păcat. Atâta. Pentru că n-a avut nici păcatul original prin nașterea din Fecioara Maria. Asta este esența nașterii din Fecioară. Fără a fi cu intervenție masculină prin bărbat, datorită căderii, se transmite păcatul original. Ori în cazul Domnului Hristos nu este cazul acesta, dar a avut un trup ca al nostru. De aceea spune în Evrei, în capitolul 10, zice, de aceea când intră în lume, el zice, n-ai dorit nici jertfe, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Un trup identic cu al nostru. Știți, da, ce e interesant? Domnului a fost sete, i-a fost foame, a fost obosit. Exact. Da. Om în toate aspectele ca și noi. Da. Un trup ca al nostru. Dar la intrarea noastră în lumea lui, el s-a dus să ne pregătească un loc. El va face exact ce am făcut noi. Noi am dat un trup,
și El ne va da un trup. Dar e mare diferență între ceea ce am dat noi și ceea ce ne dă El. El ne va da un trup plin de glorie, plin de slavă. Și cei care citesc, i-am provocat pe cei care ne urmăresc să citească 1 Corinteni capitolul 15. Da. Nici unde nu este prezentat, parcă mai bine, trupul glorios, trupul învierii. Tocmai de aceea, în Filipeni, în capitolul 3, este afirmația aceasta din versetul 21, Filipeni 3 cu 21. El, Hristos, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea autorității, a puterii, exousia pe care o are de a supune toate lucrurile. Foarte interesant lucru. Asta se va întâmpla. Asta înseamnă învierea lui Iisus Hristos. Da. Hristos învie, demonstrează că este Hristosul, jertfa pe care a depus-o e o jertfă veritabilă, autentică, moare Fiul lui Dumnezeu, nu un simplu om, dar învierea Domnului Iisus Hristos nu e doar baza întemeierii unei noi religii. Nu de religie avem noi nevoie neapărat sau de o nouă sărbătoare. Se pare că omenirea nu a dus și nu duce lipsă de religie. Asta e, da. Dar învierea din morți a Domnului Iisus Hristos pune baza unei lucrări cu totul și cu totul deosebite. Pe de o parte va fi o înviere, iar învierea va fi identică, asta înseamnă pârga cel întâi născut din toate aceste aspecte. Ca să nu mergem departe de la ideea pârga celor adormiți, cred că pentru limbajul era destinat unei audiențe care știa exact despre ce este vorba. Când ai un pom fructifer la tine în grădină și probabil e anii aceia de așteptare, 2-3 ani până când produce fructe și la un moment dat înflorește, la un moment dat leagă rod, are fructe și vine vremea când fructele respective să fie coapte, ca să poți să-ți dai seama ce bucurie îți aduce pomul acesta fructifer. Și pârga este foarte prețioasă pentru că sunt primele fructe. Încă nu-i chiar timpul de coacere, dar sunt trufandale, au apărut, da? Primele cireșe, prime. Și atunci persoana care are pomul acesta merge, ia fructul respectiv, îl consumă și spune, da, mă așteptam să fie așa de bun. Deci este un exemplu a ceea ce va urma în cantități, în ultima instanță, în pomul acela fructifer. Audiența a știut exact despre ce este vorba. Am înțeles că în vremea respectivă, când vrei să faci un dar cuiva, deci dacă dădeai din primele roade, valoarea darului era mult mai apreciată, ca și când la sfârșitul recoltei nici nu mai știi ce să faci cu ele, îți dau și ție ceva. Și exact cum ați spus, pârga celor adormiți, asta înseamnă că va fi o recoltă bogată de înviere. Dar exemplul, gustul, felul este în care a înviat Domnul Iisus Hristos. Și El a înviat într-un trup nesupus putrezirii. Care nu mai moare niciodată. Care nu mai moare. Asta este. A intrat prin pereți, a ajuns în mijlocul ucenicilor, s-a făcut nevăzut, s-a înălțat la cer. A sfidat gravitația. A sfidat, toate legile totul fizice. Datorită trupului pe care l-a luat, trupul glorificat pe care l-a luat la învierea din morți. Aici cred că este important să ne oprim puțin. Asta înseamnă, Biblia nu ne lasă în întuneric, chiar dacă nu intrăm în amănunt, nu ne lasă în întuneric și ne spune exact cum se va întâmpla. Cei care sunt îngropați sau chiar au fost arși sau aruncați în mare, în ocean și din punct de vedere biologic sunt considerați dezintegrați, ei vor învia. Momentul învierii este majestic, va fi o lucrare extraordinară. Vor învia, de fapt vor îmbrăca. Învierea nu este altceva decât îmbrăcarea celui nemuritor, trupului nemuritor.
Asta înseamnă că în cer nu suntem, cineva îmi spunea, înseamnă că noi suntem așa niște sfere, spiritul e așa o sferă care ne plimbăm, ne plimbăm ca și baloanele alea cu, da, cu care, heliumele, da, cu helium. Deci nu, există un trup care are locomoție, care are forme de exprimare, care are o dinamică a lui, are un loc, are, pentru cei care să gândesc, ce se întâmplă cu cei care sunt în viață, n-au murit. Vine Domnul. Vine Domnul. Și ne spune cuvântul Dumnezeu că ne îmbrăcăm peste acesta. Deci acesta se dizolvă, zic eu, dispare, da. Și ne îmbrăcăm cu cel nemuritor peste el. Uitați aici ce spune în 2 Corinteni, tot Apostolul Pavel are teologia învierii extraordinară. Deci atât de adânc a pătruns în dogma aceasta, în învățătura aceasta cu privire și la înviere. Și la iudei ei, unii credeau, nu credeau. Păi, deci era o problemă a crede în învierea morților datorită unei teologii, vedeți, fariseii credeau, dar saducheii, și aici era problema, da. Pentru că din categoria, din partida saducheilor, haideți să folosesc expresia aceasta, din partida saducheilor făceau parte preoții. Da. Ori oamenii aceștia erau în fața poporului, dădeau învățătura pe care o dădeau. Și atunci prea puțin farisei erau preoți, dar saducheii, ei își revendicau originea de la preotul Tzadok, de pe vremea lui David, 900 de ani. Farisei erau de dată mai recentă, după robia babiloniană, și au format partida aceasta. Dar saducheii provodeau că nu este înviere. În contextul acela, tocmai de aceea, uitați-vă că e foarte important, și asta spun și celor care ne urmăresc, în momentul în care citim Scriptura și vedem un dialog, e foarte important să ne uităm, să vedem cu cine dezvoltă Domnul. Vorbim de Domnul acum, dialogul respectiv. Știți că la un moment dat i-au pus întrebarea cu femeia celor 7 frați. Și au venit și au spus de la înviere. La înviere, a cui va fi? Știți cine a pus întrebarea? Saducheii. Pentru că saducheii nu credeau în înviere. Și Domnul vine și le spune, vă rătăciți. Nu cunoașteți nici Scripturile și nu cunoașteți nici puterea lui Dumnezeu. Că va fi o înviere, i-au crezut scrie că chiar Moise. Îl prind, acum da. L-am prins la colț. Da. Domnul zice că va fi o înviere, zice, scrie chiar Moise. De ce face aluzie la Moise când zice Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov din rug? Pentru că saducheii nu credeau toată revelația Vechiului Testament. Credeau numai cărțile lui Moise, Pentateucul, primele 5 cărți. Astea erau cărțile lor de căpătâi pe care le aveau. Celelalte care compun canonul Vechiului Testament, începând de la cărțile profetice și poetice, Iosua și până la Maleahi, nu erau cărți inspirate pentru ei. Și atunci Domnul vine cu propria lor armă și îi demolează, îi demontează. Și spune, Moise scrie de înviere. Moise pe care voi credeți în el și așa mai. Dar revin acum la acest 2 Corinteni, capitolul 5. Spuneam că Apostolul Pavel are o teologie a învierii, pe de o parte învierea lui Hristos, iar pe de altă parte mecanismul învierii. Și ascultați, vă rog, ce zice aici în 2 Corinteni, capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Bun, deci dacă se desface casa, dacă murim, da, se referă este la doar trup. O trecere. Casa exact, se da. La trup. Da. Este doar o trecere, trecem. Și gemim în cortul acesta, adică cort înseamnă ceva trecător, plin de dorința să ne îmbrăcăm. Acum, Apostolul Pavel introduce aici o noțiune nouă. N-am vrea să se desface casa aceasta, să ne mutăm într-o altă casă, ci în casa aceasta gemem să fim îmbrăcați cu cealaltă. Există ceva care este superior cortului. Aici deja folosește o expresie, zice, gemem în cortul acesta plin de dorința de a ne îmbrăca peste el cu lăcașul nostru ceresc. Deja vrem altceva. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați. Deci dacă vom fi morți, oricum și atunci vom fi îmbrăcați, dar nu din poziția de oameni care gem în cort, ci oameni care au murit, dar așteaptă cu nădejde un moment. Și apoi mergem mai departe. Chiar în cortul acesta, deci gemem apăsați. Nu că am dorit să fim dezbrăcați, nu dorim să murim de trupul ăla, dar dorim să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta. Ce, aici este ce afirmație. Clar, ce clar, da. Extraordinar. E o afirmație foarte interesantă. Da. Pentru ca ce este muritor, frate Doru, în noi să fie înghițit de viață. Înghițit de viață. Asta e mesajul creștin, mesajul învierii lui Hristos. Da, da, da. Cei muritor în noi
pârga celor adormiți. Învierea lui Hristos, da. Un trup nou, lăcaș ceresc, da. Cu care vom moșteni slava glorioasă, împărăția lui Dumnezeu. Deci cei muritori în noi, în cortul acesta, dacă murim, murim. Oricum vom fi înviați. Dacă murim, sunt două alternative. Ne mutăm într-o casă care e făcută de, nu de mână omenească, ne mutăm în vederea așteptării și oricum, dezbrăcați fiind de cortul acesta, vom fi îmbrăcați cu lăcașul ceresc. Dar există o perspectivă mai înaltă. Să fim peste lăcașul acesta, îmbrăcați cu lăcașul nostru ceresc, cu trupul acela ceresc, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit odată de viață. Cred că deja putem să punem temă la discuția noastră. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, o certitudine că vom fi înghițiți de viață. Da. Deci Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. O cântare veche de 1600 de ani. Mă gândesc când Ioan Hristostom a scris cântecul acesta, mesajul acesta, cât de pătruns a fost el de semnificația învierii lui Hristos. Da. Deci Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Asta este esența credinței creștine, a sărbătorii învierii Domnului și mesajul principal al creștinismului. Cred că învierea Domnului nostru Iisus Hristos ar trebui să dea celor care au așa o incertitudine, celor care se gândesc oare ce va fi, oare cum va fi, există frica asta de moarte, există frica asta de... Este necunoscut. Dar îmbrăcându-ne cu aceste adevăruri, putem să înfruntăm moartea. Pentru că nimeni nu vrea, mă gândesc la mine, nimeni nu dorește. Când ne îmbolnăvim, ne tratăm, vrem ca trupul ăsta să continue, să existe, să continue, să trăim viața aceasta. Ne dragă viața. Să recunoaștem. Și... suntem legați de familie, de ce este în jurul nostru. Da, ne dorim, nimeni nu ar dori, exact ce spunea diavolul lui Dumnezeu în confruntarea cu vis-a-vis de Iov. Omul dă orice pentru viața lui. Și cam așa este. Da. Omul își dorește, dar în fața morții există perspectiva aceasta. Și asta este mesajul important. Ce este muritor în noi va fi odată înghițit de viață. Da. Este foarte important lucrul acesta. Deci nu grozăvia morții, e ceva neplăcut, ci să ne gândim la faptul că în pribegia noastră pe acest pământ va fi un sfârșit al pribegiei noastre pe pământ. Suntem perisabili. Într-o zi ne expirăm, oricât de bine ne-am ținea. Da. Oricât de bine ne-am ținea. Este doar o suflare, oricât de bine ne-am ținea, spune psalmistul. Un lat de palmă, un abur care se ridică. Dar avem o nădejde vie, pentru că Iisus a fost pârga celor adormiți, avem o nădejde vie, dacă trăim o viață în rânduială, după Cuvântul Dumnezeu, într-o plinătate a Duhului Sfânt, să ajungem la sfârșitul alergării noastre, chiar să închidem ochii, să fim îngropați, dar să auzim trâmbița lui Dumnezeu să ne scăpăm și să fim înghițiți de viață. Îmi place foarte mult expresia asta și cred că asta trebuie să rezoneze în inima noastră, în inima celor care ne ascultă. Să fim înghițiți de viață, asta înseamnă eternitatea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos a zis, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Dragii noștri, suntem nevoiți să finalizăm aici ediția din această seară. Vom mai avea o audiție, încă o melodie, iar după aceea vom finaliza cu rugăciune și emisiunea din această seară. Bineînțeles, mulțumindu-vă că ne urmăriți și vreau să vă mulțumesc pentru sugestiile care ne-ați dat. Am primit mesajele noastre, pe de o parte, de încurajare. Da. Și ce mă bucură pe mine este faptul că, frate Doru, nu doar cei în vârstă se uită la noi, că am zice... cei tineri poate sunt preocupați cu altceva. Emisiunea Unde ești, omule? Și-a găsit un loc și în inimile celor mai tineri, familii tinere. Am fost sunat săptămâna aceasta de persoane și din biserica noastră și chiar și din alte biserici și din alte orașe ale Australiei.
care ne-au spus că ne urmăresc, ne urmăresc chiar din România, am primit și mesaje din România, ne urmăresc și personal sunt bucuros de lucrul acesta, că reușim să realizăm. Vă promitem că vom avea în continuare subiecte care să suscite interesul dumneavoastră, vom avea și invitați împreună cu noi, sperăm să putem să o desfășurăm poate și în alt format, având în vedere că se va termina o dată, poate și cu pandemia aceasta și vom putea să fim și mai mulți care să putem să fim împreună și să dezbatem subiecte care să, așa cum spuneam, să fie de interes pentru dumneavoastră. Dar până atunci ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și ascultăm din nou o melodie și apoi cu rugăciune vom finaliza emisiunea din această seară. S-a isprăvit, s-a isprăvit, pe o cruce Domnul a murit. Și sânge sfânt, nevinovat, la Golgota Domnul a vărsat. Și păcatele noastre, pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. De atunci Iisus, prin jertfa sa, el mântuie și poate ridica păcatul tău și boala ta. Iisus Hristos o poate vindeca. Dar el era străpus, zdrobit pentru fără de legile și păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Dar el era străpus, zdrobit pentru fără de legile și păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și păcatele noastre.
El și prin ranile Lui suntem tămăduiți. Iertați, mulțumim tuturor celor care ne urmăresc. Am primit sugestii în săptămâna trecută ca să continuăm cu o dezbatere până la momentul înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, la coborârea Duhului Sfânt. Cred că vor fi teme palpitante care să le discutăm, un subiect actual și o sugestie să vorbim despre trezire spirituală și cred că este nimerit. Coborârea Duhului Sfânt, momentul nașterii bisericii, actul de naștere al bisericii, faptele apostolilor, de fapt, este o trezire spirituală și cu asta să încheiem. Eu cred că cartea Faptele Apostolilor ar trebui să fie Faptele Duhului Sfânt. Da. Și se scrie și astăzi. Continuă, da. Continuă. E printre puținele cărți care nu au un final cu o benedicție. Da. N-are un final, ci faptul că ea continuă în continuare. Până va veni. Apostolii încă scriu în ea, chiar dacă nu este sub o revelație a Duhului Sfânt în sensul de canon, dar scriu în continuare. Dacă vreți să faceți o rugăciune cu care și încheiem. Doamne, slăvim și binecuvântăm numele Tău și vrem să-Ți mulțumim și pentru ziua de azi, pentru seara aceasta, pentru emisiunea pe care am realizat-o și mulțumim, Doamne, că în toate lucrurile Tu ne însoțești, ne binecuvântezi, Doamne, pentru că despărțiți de Tine noi n-am putea să facem nimic. Dar împreună cu Tine, Doamne, avem biruință în tot ceea ce facem, de aceea suntem recunoscători, Doamne, că ne porți de grijă, ne dai viziune, ne dai capacitate, putere, ne dai, Doamne, resursele necesare ca să putem să Te slăvim și să facem și această lucrare și credem că și prin această emisiune pe care o realizăm, aducem slavă și glorie în numelui Tău și în același timp toți cei care ne urmăresc se zidesc și capătă din cuvântul Tău creștere spirituală prin aceste dezbateri, aceste discuții pe care noi le avem în locul acesta. Mulțumesc pentru fratele Doru, pe el te rog să-l binecuvântezi, pentru Raul care vine și realizează împreună cu noi această emisiune. Mulțumim pentru toți cei care ne urmăresc, Doamne Dumnezeule, și care se roagă pentru lucrarea aceasta. De aceea rostim un cuvânt de binecuvântare peste membrii Bisericii Philadelphia, peste cei care ne urmăresc din alte biserici, fie că sunt din Australia, fie că sunt din alte părți ale lumii. Îți mulțumim pentru toate, te slăvim și te glorificăm pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin.